În situațiile din fiecare zi ne întâlnim cu momente în care dacă am spune ce credem și ce simțim, am creat tensiuni între noi și ceilalți. Cum discernem dacă e mai bine să tăcem sau să vorbim în anumite momente? Mai ales când e vorba de credință. Acum, mai ales dacă e vorba de credință, e altceva. Dacă nu e vorba de dialogul nostru, atunci trebuie să și vorbim, să și tăcem. Dacă este vorba de profesiunea noastră, atunci trebuie să judecăm, să avem discernământ și să spunem nu, lucrurile stau profesional așa. Dacă este vorba de credința noastră, de valorile morale, personale, trebuie să tăcem. Pentru că smerenia înseamnă să fii la locul tău. La locul tău înseamnă să fii dascăl, să fii profesor, să fii medic. Acolo nu încape smerenia profesională. Smerenia creștinească este morală, este de alt tip. Aici trebuie să tăcem, pentru că a fi la locul meu, a fi smerit, înseamnă să tac. Dincolo înseamnă să vorbesc. Și atunci, când este vorba de valori morale personale, atunci trebuie să tac, pentru că tăcând îl folosesc poate și pe mine și pe celălalt. Dacă vorbesc, sunt mai sărac. Profesional nu trebuie să tac, trebuie să-mi spun părerea, pentru că mă folosesc și pe mine și pe celălalt. Și aduc mult bine în jurul meu.